Bună ziua! Promovarea intereselor economice ale României implică și suportul ambasadorilor și consulilor noștri, pe care am avut plăcerea să-i întâlnesc la începutul acestei săptămâni. Le-am prezentat prioritățile Guvernului și proiectele importante pe care le avem în perspectiva preluării și exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene. Am pus un accent special pe investițiile strategice, atragerea de investiții străine și aplicarea măsurilor pentru absorpția fondurilor europene, dar și dezvoltarea unor proiecte de anvergură în parteneriat public-privat. Un alt mesaj pe care am ținut să-l subliniez este legat de președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Exercitarea președinției este cartea pe care România va miza cu succes pentru consolidarea rolului și credibilității de stat membru al Uniunii Europene. Guvernul pe care îl conduc este ferm angajat în eforturile de pregătire a preluării și exercitării președinției Consiliului pentru a dovedi pentru prima dată de la momentul aderării cum traducem în fapte viziunea politică pro-europeană a țării noastre și cum vom susține prin acțiuni concrete interesul european. Măsurile de sprijin acordate la timp agricultorilor au produs efectele așteptate. În primele 7 luni ale anului, agricultorii români au beneficiat de 2,29 miliarde de euro din fonduri europene, sume investite efectiv în agricultură și dezvoltare rurală. Până la sfârșitul anului, în agricultura românească va mai intra încă 1 miliard de euro și vom ajunge în acest an la 3,29 miliarde de euro bani europeni pentru finanțarea agriculturii. Rezultatele măsurilor bune din acest sector se văd deja. În ceea ce privește recolta de vară, România a obținut pentru prima dată peste 10,2 milioane de tone de grâu, deși, după cum știm, nu a fost un an prielnic agriculturii din punct de vedere meteorologic. Estimările privind rezultatele culturilor de toamnă sunt încurajatoare, cu impact benefic asupra securității alimentare a populației, dar și din perspectiva ponderii acestui sector și industriei alimentare în produsul intern brut. Anul trecut, de pildă, agricultura a contribuit cu 0,7 puncte procentuale la realizarea creșterii economice a României de 6,9%. Ne așteptăm ca și în acest an și în anul 2018 acest sector să contribuie la creșterea produsului intern brut. În plus, pe primele 5 luni ale acestui an am înregistrat un excedent comercial de 150 milioane de euro în activitatea de comerț exterior cu produse agricole, agricultura contribuind cu 8,2% la exporturile totale ale României. Iată încă un motiv pentru susținerea investițiilor în acest sector din fonduri naționale și europene. Legat de continuarea unor investiții importante în dezvoltarea rurală, avem pe ordinea de zi a ședinței de astăzi un memorandum privind contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiții în sumă de 450 de milioane euro. Fondurile sunt pentru asigurarea cofinanțării proiectelor susținute din fonduri europene, respectiv prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Acordul de împrumut a fost negociat cu sprijinul Ministerului Finanțelor Publice în condiții avantajoase pentru România. Astăzi aprobăm studiul de fundamentare privind construcția și operarea segmentului de autostradă Ploiești-Comarnic-Brașov, precum și operarea autostrăzii București-Ploiești. Studiul de fundamentare a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență, numărul 39 din 2018, privind parteneriatul public-privat.
După cum știți, studiul de fundamentare pentru acest proiect strategic de investiții, decis să se realizeze în parteneriat public-privat, l-am discutat într-o primă lectură, într-o ședință de guvern anterioară. Din luna septembrie vor începe procedurile de atribuire și dialogul competitiv cu investitorii, astfel încât, până la sfârșitul acestui an, să reușim semnarea acestui contract deosebit de important. Autostrada realizează legătura capitalei cu municipiul Brașov, traversând axa turistică Sinaia-Bușteni-Azuga-Predeal. Durata de proiectare și execuție este stabilită la maximum 4 ani, cu începere din anul 2019. Totodată, sunt prevăzute și bonificații din partea statului dacă lucrările de execuție se efectuează în avans, se finalizează în avans, dar și penalități pentru o eventuală întârziere. Durata de operare de către investitorul privat este de 20 de ani. Costurile totale estimate aferente realizării acestei investiții se ridică la aproximativ 1,36 miliarde euro. Comisia Națională de Strategie și Prognoză are în lucru și alte studii de fundamentare pentru proiectele în parteneriat public-privat și pe măsură ce vor fi finalizate, le vom aproba în guvern. Vă mulțumesc pentru participare. La sfârșitul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt va detalia actele normative pe care le vom adopta în cadrul ședinței de astăzi.